Așa. Întâi ne descurcăm. Pentru vecin, după aia pentru tot cartierul. Da, un vecin. E un început. E un început. Timiduț, așa. Timiduț, dar măcar există speranță, nu? V-ați, da. V-ați vaccinat? Gata? Sunteți pregătiți? Unii da, unii nu. Unii zic că da, eu zic da, nu. Sunt vaccinat, gata. Ce suntem canapeaua... Canapeaua vaccinată. Pe, pentru da, voi, da. Eu... Aici e canapeaua nu... Pfizer, de asta suntem doar trei. Da, Paula nu s-a făcut. Scuzați, da. Tu ești tu la Pfizer acolo, hai să fie... Hai să ne... Și-a oficializat Andy Corp. Bă, mai sunt și eu aici, o enclavă. O enclavă. Da, Remus a început primul pentru că, pot să spun, soția lui e diplomat și s-a mutat în Turcia. Și omul face naveta, întors, zic, cum zic, bă, nu cumva să încep să vorbești turcește. Las-o așa, zine că... Am crezut că a început primul ca să vedeți cum da, care sunt reacțiile. Că știi că Erdogan a zis, nu calcă nimeni aici. Ai să râs, să știi că am avut reacții la prima doză. Da? Da, nasol de tot a fost. Au. Ce înseamnă nasol de tot? Deci m-am simțit... La a doua de obicei. Nu, fii atent, m-am simțit... Nu descuraja lumea, zici tu mai frumos. M-am simțit mai nasol decât la COVID, că eu am avut COVID. A, tu ai avut și COVID. Am avut anul trecut. Dar ți-ai făcut și anticorpi acum? Cred că ai zeci de mii. Da. Cred că. Poți să dai. Da. Poți să dai și la. Închiriază pentru cei care vor să plece în vacanță. Organismul tău reacționează nasol când iar se la a doua doză a fost ok. Știi? Eu am fost fix la fel și la prima și la a doua. M-a durut puțin mâna, am dormit ca balaurul 12 ore în noapte. Eu am senzația că am făcut de două ori COVID. Deci nu pot să mă lau cu asta, adică război, la ce să... Numai tu puteai să... Da, da ce? Ce? M-am făcut da, de două ori ca să fie, ca să am, adică să... Așa. Așa crezi tu, dar nu te-ai verificat. Nu, sigur, am avut una de aia nasoală cu... Sta la pat, cu... Dar de mult. Acum un an... Acum în, 3 ani. În februarie, nu, în februarie, anul trecut, la final de februarie, am stat o lună în pat. Adică ai fost ce? Între primii. Oh, dar nu se știa despre COVID, nu se spunea... Ta. Dar și eu am stat la pat înainte de a veni pandemia, da, tot așa da. Prin februarie, dar m-a lovit rău de tot. Deci eu n-am putut să respir 2 săptămâni. Aveam, îmi pusesem o mască de aia de... Da, așa ne zice, așa ne zicea Mitică, Dragomir, când vine pe la noi, bem un șpriț. Domnule, eu am fost primul care a avut COVID în țara asta. Știi că Mitică e tot timpul. Cum ne-a Mitică? Păi da, domnule, că în ianuarie m-am simțit acelea simptome ce eu nu mai fac, că am avut. Și de unde? Că a făcut între prima doză și rapel s-a îmbolnăvit. A doua oară când am făcut așa o... Am un nas înfundat, la revedere, după 2 zile. Păi, știi sigur că a fost a doua oară? Ai, da, ne-am făcut teste și Ema, și eu, și copilul, și toată lumea. Și aveai anticorpi? Da. Dar nu, am făcut teste și am avut COVID, ca asta mă întreba. Pozitiv. Aha, da. Da, pozitiv, toată lumea, în regulă. Da, ne-a trecut și Doamne ajută. Doamne ajută. A fost nasol, trebuie să spun cu Remus. Primul care a făcut oficial Remus. Și am avut o cântare la mare. Da, da. Și vine Remus. Știi unde stătea Remus? Săracul. Deci, băi, după ce am făcut și noi, mi-am dat seama ce prostie am făcut. Da. Deci îl țineam pe Remus cu 7 măști pe gură, așa, dar la 1 kilometru. Bă, tu stai acolo. Eu eram izolat, mă. Îi trimiteam mâncare acolo. Tu stai acolo. Nu veni la noi. Tu stai acolo. De săracul de el. Asta după ce s-a vindecat. Da, da. Da, după ce s-a vindecat. Asta se întâmpla astăvară, da? Deci acum un an. Da. Și da. Nu-ți spun, în fața încă acolo era plin de lume. Și încă... eu eram cu o mască într-așa, mai în colț acolo. Solo. De tine era frică, nu? De bulucul ăla de oameni de la de da, față. Ce urât l-am tratat, adică îmi pare rău. Băi, să știi că au rămas, venea Andrei Ștefănescu. Serios vorbesc. Da. Îți pare rău acum, că la următoarea pandemie la fel o să-i faci. A, nu. La, normal. La combin sau cum se numește, iar un kilometru. Da, corect. Ne povestea Andrei Ștefănescu, a venit aici, el a fost printre primii infectați. Da, bă, wow. Și pentru că era persoană Andrei, publică, da. S-a aflat, nu știu ce. Trecea lumea pe partea altă și la o lună distanță, da. După ce ieșise în spital, că ei au fost atunci când erai da, pozitiv, te obliga să intri în spital. Zice că ești ciumat să mor. Da. Mulți cred că încă el a adus virusul în România.